Jucătorii importanți de la Petrolul Ploiești, ale căror contracte vor expira la 30.06.2015, s-ar putea despărți de formația prahoveană după reluarea pauzei competiționale. Clubul riscă astfel să-i piardă gratis la finalul înțelegerii. Este vorba despre portarul Peterson Pesania, fundașii Jean Sony Alsenat, Geraldo Alves, mijlocașii Sony Mustivar, Laurențiu Marinescu, Priso, Juan Albin și Felipe Teixeira. Sunt fotbaliștii din prima linie care ar putea părăsi Ilieoan în intersezon. Acestora li se adaugă alți jucători aflați în aceeași situație, veniți pe parcursul ultimului an sau chiar în timpul actualei ediții, cu apariții sporadice în garnitura de start, cum ar fi apărătorii Gerson Guimares și Cristian Ipsa, închizătorii Ioan Filip și Shai Haddad sau mijlocașul Sebastian Gallegos.